să vii să fie Domnul. Este adevărat că fratele Sorin m-a întrebat când aș vrea să mărturisesc întoarcerea mea la Domnul. Și am zis că într-o zi. Mă mărturisim, că este frumos să mărturisești cum Dumnezeu s-a îndurat de tine și din fiecare din noi să venim la Sfânta Pocăință, să vii să fie Domnul. Amin. Dar nu m-am așteptat pe chiar și în seara asta să ce fac. Domnul să-L binecuvinteze. Este bine să fim gata oricând să dăm mărturie înaintea oamenilor și mai ai cu seamă înaintea adunării Domnului Iisus slăvit să fie Domnul. Așa după cum bine știți, mulți dintre dumneavoastră cunoașteți întoarcerea mea la Domnul, nu este o noutate, dar sunt mulți care nu știu. Nu este o întoarcere spectaculară. Dar este frumos să mărturisim cum Dumnezeu s-a lucrat în viețile noastre, amin? Amin. Lucrul acesta și pe mine m-a întărit și m-a îmbărbătat mult când am ascultat și mai ascult și astăzi încă mărturirea fraților și a surorilor care s-au întors la Dumnezeu. Prin multe experiențe, prin alții prin multe suferințe, alții prin bucurii, Dumnezeu lucrează când într-o fel, când în altul. Numai omul să ia seama. Slăbi să fie. Așa, după cum știți, mă numesc Cornel Ghionori. Sunt al patrulea copil la unei familii numeroase cu 9 copii. În România. Născut în orașul Onești, sau fostul Gheorghe de Iutildej. Născut într-o familie de creștini penticostal. Părinții mei s-au întors la Domnul înainte ca eu să mă nasc. Pe vremea când fratele meu mai mare era născut, Vasil. Și ne-a crescut așa cum și noi facem astăzi cu copiii noștri. Îi aduce mai mult forțați la biserică decât de drag. Și ei vin de dragul nostru. Îi aducem aici, îi punem să cânte, îi punem să spună poezii, îi îndemnăm să învețe versete din Biblie. Așa făceau și părinții noștri. Și așa am învățat să cântările care se cântau în adunare acum 50 de ani. Și cunoșteam toate cântările, mergeam la adunare cu părinții. Și credința Domnului Iisus Hristos se înfiripase încet în inima mea. Mă rugam împreună cu ceilalți, cu părinții. Dumnezeu chiar îmi dădea și vise. Ar putea să spun că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Țin minte că eram mic, cu unul din frații mei, mai mare decât mine, cu Daniel, mulți dintre voi îl cunoașteți. El a fost mai degrabă mentorul meu. El a fost șeful meu, să spune. El era cap. Eu eram cel care executa. Și într-o zi ne-am gândit să ne cumpărăm o oaie. Pentru că ne plăcea să avem animal la casă și noi. Dar tata nu ne lăsa. A zis că el nu are timp să îngrijească de animale, că el trebuie să lucreze. Și noi ne-am hotărât să mergem cu colindul, fără să știe tatăl. Pentru că tata nu ne lăsa să mergem cu colindul. În România, după cum știți, umblatul cu colindul de înainte de Crăciun sau seara de ajun, primeai bani. Și noi ne-am gândit că vom merge cu colindul, fără să știe tata, vom strânge bani și vom merge și cumpăra bani. Și așa am făcut. Am alergat din poartă în poartă, din scară în scară, la fiecare bloc. Și cântam, întrebam, ne primiți cu colindul? Și era frumos. Nu știam ce înseamnă, învățasem noi o cântare, nu de la pocăiți. Pentru că pocăiți pe vremea aceea nu aveau colinde. Eu cel puțin nu știam colinde pe vremea aceea. Dar știam o cântare cu glorie, glorie, in excelsis Deo. N-am știut niciodată ce înseamnă cuvântul ăla, in excelsis Deo, dar îl cânta. Îl cânta pentru că suna frumos. Și la oameni le plăcea cum cânta. Și ne dădea bani, am făcut bani, slavă Domnului, și am cumpărat oaia. Le-am dus la târg și am cumpărat-o. O să mă grăbesc, asta este doar o, așa o mică... Am adus oaia acasă,
După o vreme, am pierdut oaia. A scăpat și s-a dus prin grădinile oamenilor și nu o găseam. Am căutat o zi întreagă și n-am găsit oaia. Și atunci m-am gândit să mă rog. Și am zis, Doamne Iisuse, dacă ne ajut să găsim oaia, te rugăm, ajută-ne să ne găsim oaia. Este oaia noastră care știi că ne place așa de mult. Și am terminat rugăciunea. E de râs, e ceva așa copilăresc în rugăciunea aceasta. Dar când am terminat de spus rugăciunea, Dumnezeu, în bunătatea Lui, a făcut ca oaia să țipe, să bebe. Și era în grădina unui vecin de la noi, în curte, la el, în curte dinăuntru. Și ne-am dus la el, ne-am zis că spartă omului. Și am luat-o fără să știu omul care. Și el mi-a luat-o tot așa. Aia a trecut. Apoi am plecat mai departe la școală, la Brașov. Plecarea noastră, plecarea mea la Brașov a fost îndepărtarea de Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu ne-a dus la biserică, Tatăl nostru, părinții ne-a dus la biserică până la vârsta aceea, a fost o ușurare pentru noi să plecăm de acasă, din casă. Mai mergeam la adunare din când în când, ca să putem spune părinților că da, că ne întrebam. Mergeți la biserică? Da, dar era departe de noi. Și în felul acesta ne-am depărtat de Dumnezeu. Ne-am depărtat de biserică. Nu ne-a mai trebuit adunare. Nu ne-a mai trebuit biserică. Și am plecat în lume. Și am trăit ca tot oameni. Am fost în armată. Apoi, după ieșirea din armată, m-am angajat la o companie. În timpul acesta, unul din frații mei, Daniel, a plecat, a fugit din țară. A fugit în Italia. După 3 luni s-a întors și ne-a luat și pe noi. Pe mine, pe fratele meu Vasile și pe cunatul nostru Andrei. El a făcea călăuză pe vremea aia. Și ne-a dus și pe noi în Austria. Am ajuns în Austria, după câteva luni de zile nu mai aveam bani. Să lucrezi era greu, nu găseai de lucru. Fratele meu venea și făcea călăuză ca să facă bani să aducă oameni din România. Și... dar a fost prins odată și a fost cheamă să se ducă și a zis, acum te duci tu. Mi-a spus mie. Mă duc. Dar cum a spus, el era șef. Trebuia să ascult. Și am plecat și eu în 88. În august 88 am plecat înapoi în România, peste graniță, ca să aduc și eu oameni peste graniță. În sărăcia, prin anumite peripeții, nu m-am întâlnit cu grupul respectiv. Încercând să mă întorc înapoi în Iugoslavia, am fost prins de soldați și băgat în pușcărie. Am trăit un an de zile în pușcăria din penitenciarul Bacău. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, a fost totdeauna cu mine. Totdeauna mi-a purtat de grijă și am văzut mâna Lui cum m-a călăuzit. Cum m-a păzit de oameni răi. Cum m-a păzit de nenorociri. Acum, faptul că am fost prins și băgat în închisoare pentru trecere de frontieră, a fost drept pentru că Dumnezeu avea un plan cu mine. Și trebuia să mă treacă și pe acolo. După un an de zile, în data de 24 august 89, am ieșit afară și după o săptămână am plecat din nou la graniță. Am trecut granița cu încă un băiat care a ieșit în același timp din tendința și am promis că le iau cu mine dacă plec. După noapte grea, după un lung drum de vreo 40 de kilometri pe jos, în noaptea aceea, am obosit amândoi și ne-am pus într-un canal să dormim, să ne odihnim. Peste noapte a venit o ploaie, noi fiind foarte obosiți, n-am mai știut de noi, n-am simțit nici ploaie, nici apă, numai când ne-am trezit dimineață, eram pe jumătate în apă, dormeam, de fapt, și ne-am ridicat repede, ne-am intrat într-un lan de porumb. Prin harul Domnului, Dumnezeu a dat ceva soare în ziua aceea și ne-am uscat hainele. Seara
așteptat, am plecat din nou și am ajuns în Austria. Acolo unde era sora noastră, Mia, Onofrei, cu cumnatul nostru, Cornel. Vasile, în perioada aceasta, era plecat deja din Austria, era plecat în Canada cu soția lui Rodica. Dar fratele meu, Daniel, era acolo de era în pușcărie, în Austria. Se fusese prins de austrieci. Și a ieșit după o luni afară, după două luni, ne-am întâlnit, ne-am îmbrățișat, ne-am bucurat unul de altul. Și el a spus, să știi că am găsit o fabrică de făcut bani. Așa a fost cuvintele lui când a ieșit, când a ieșit el afară. Mă gândeam, ce fabrică de făcut bani a găsit? Hai să seară. Și m-a luat cu el și m-a dus în cazino. M-a dus prima oară într-un cazino în Baden, în Austria. Probabil că mulți dintre astăzi au auzit de satul ăsta, orașul acesta, Baden, de lângă Viena. Acolo era cazinoul Grenoșia. Ne-a dus, a fost fascinat de luminile acelea, ruleta, cum se învârte cărțile, cum se aruncă zarurile, cum se aruncă. Foarte fascinant. Și lucrul acesta mi-a plăcut. A fost extraordinar. Aici, într-adevăr, este o fabrică de bani. Aici, dacă pui câțiva bănuți pe o masă acolo, pe un număr, îți vine de 35 euro înapoi. Vă dați seama ce câștig. Între timp, fratele meu a plecat în Canada, a venit aici. Eu am rămas în Austria. Încă următorii 6 ani. Până în 1994. Dar în timpul acesta eu am continuat să merg la casino. Patima aceasta a pus stăpânire pe mine și nu puteam să nu mă duc. Deci era așa de puternică patima aceasta a jocului, că nu puteam să stau acasă. Trebuia să mă împrumut de bani. Trebuia să fac ceva, să mint, să... orice. Nu mă să fac rost de bani, că să ajunge la casino. În nădejdea și în gândul că voi câștiga banii care am pierdut ultima dată. Nu vreau mai mult, doar banii care îi pierduse multe moară când am fost. Ăsta era un gând și nu numai pe mine mă bate gândul ăsta sau mă bătea gândul acesta. Pe toți care merg la jocurile acestea de noroc. Prin îndurarea lui Dumnezeu am primit viză de America și am ajuns în New York. În 94 decembrie, fratele meu Daniel a venit după mine, m-a luat și am trecut din nou granița cu apele lui, de data aceasta. El a trecut prin altă parte, tot cu carnetul de conducere, eu am trecut cu cadrul lui de rezidență și așa am intrat în Canada. În 22 decembrie 1994 am ajuns aici, prin Harul Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat de mine. Am găsit de lucru și am început să iau cecurile. Țin minte, câștigam 250 dolari pe săptămână. Erau bani. Erau bani. Dar toți banii îi dădeam la casino, pentru că în momentul când am ajuns aici în Canada, fratele meu era deja învechit. Hai cu mine. Unde? Îți arăt eu. Hai să vezi. Și m-a dus din nou în casino, din Montreal. Acolo unde se află în centrul. Și din nou am mers la casino cu fratele meu. Și am mers și ne cheltuiam toți banii. Tot ce câștigam se duceau acolo. Când plecam din casino amândoi fără bani, ne spuneam unul altuia, iar ne-am prostit viața. Iar ne-am măgit. Tu vezi cum își bate joc de noi? Ne vorbeam unul altuia și spuneam, ai dreptate. Și el spunea la fel. Ai dreptate. Păi, diavolul ăsta, ce ne face? Cum ne poate amăgi și cum ne poate... Dar rămâneam numai la cuvintele acestea, pentru că cu prima ocazie mergeam din nou în casino. Și așa a continuat. Dar între timp, ajungând la sora noastră Mia, la fratele nostru Vasile, cu
logica. Îi ne îndemnăm, îndemnăm să merg la adunare. Să nu. Și de rușinea lor, mergeam la adunare, mergeam și la adunare. Dar mergeam și la cazin. Nu puteam să las jocurile, pentru că eram legat. Asta este o patimă foarte grea, frate și sorori. Extrem de grea. Nu te poți lăsa singur de jocul. Este ca un microb, ca un virus de care nu poți scăpa. Și știam că este rău lucrul ăsta. Dar nu puteam să mă las. Țin minte că mergeam pe vremea aceea pe Bazilia, când se strângea la Biserica Domnului Petel, și de acolo plecam și chiar mă rugam Domnului și ziceam, Doamne, dacă ție nu-ți place, dar a fost odată, ziceam, dacă ție nu-ți place să mă duc la casino, arată-mi un semn, dar nu mai noroci. Arată numai ușor, ca să nu mă sperii. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, așa am spus. Am plecat din adunare, am plecat în mașină și am plecat spre casino. Pe drum a început să fulbească puțin, dar nu mergeam cu viteză mare. Într-o curbă, să trag la stânga, la un semafor. Am dat să fac stânga și mașina a dat tot înainte, exact într-o stâlță. Chiar așa. A trecut bătura și s-a rupit de stâlță. Numai atât, un pic. Nu s-a stricat nici mașina, nici eu n-am pățit nimic. Am zis, într-adevăr, Dumnezeu putea să mă rănăcească dacă ar fi vreo. Dar am gânduit numai atât ca eu să pot înțelege. Dar nu m-am oprit. Am continuat drumul spre casino. Am zis, poate, da, s-a întâmplat. Și am luat-o pe niște străzi, niște străduțe pe care le cunoșteam, scurtături, așa le spunem noi. Și am luat-o pe străzile acelea și m-a rătăcit. Nici cum nu mai puteam să ies din unde mergeam, drumul era blocat. Luam la stânga, blocat. Mai încolo, blocat. Tot era blocat. Da. Pe aici am trecut atâta oră. Să fie blocat de drumuri. Nu se poate. Și a trebuit să mă întorc. Că nu am putut să merg, da? Tot am continuat. Am continuat să merg și la casino, am continuat să merg și la biserică. Veneau frați din Detroit aici, lăudau pe Dumnezeu, îl proslăveau pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu era propovăduit cu putere. Erau mulți tineri, mulți frați, care lăudau pe Dumnezeu și eu eram și eu cu ei. Dar gândul meu era totdeauna la loc. Era acolo, la casino, nu era la biserică, la Dumnezeu. Și am umblat așa, frate și surori, 3 ani de zile. Și la biserică, și la casino. Până când, într-o seară, când eram în casino, primisem atunci niște bani, îmi dăruse cineva să-i plătesc chiria a doua zi și luasem și cecul meu pe săptămâna trecută respectivă și am plecat direct cu ei în casino. Aveam 2000 de dolari total. Și am plecat la casino. Fraților, dorința asta de a merge în casino este de a merge acolo la jocuri. Era extraordinar de puternică în mine. Deci eu, pentru mine, semafoarele erau o veșnicie. Când stăteau pe roșu. Când mergeam către casino, zic, nu, dar așa de mult durează semafoarele astea, nu se mai facă o dată verde. Cu greu ajungeam acolo. Și când ajungeam în casino, eram liniștit. Era ca la mine acasă, era așa de liniște, pace, nu mai aveam nicio problemă. Și ziua aceea am plecat în casino la ora 11 ziua. Pe vremea aceea, casinoul se deschidea la ora 11 și se închidea la ora 3 dimineața. Acum este non-stop. Dar pe vremea aceea așa era. Și m-am dus în casino, am ajuns pe la 11:30 și am început să joc. Jocurile care sunt acolo,
cărți, zaruri și tot felul. Și unde mergeam să pun bani, îi pierdeam. Puneam, se ducea, puneam, se ducea, puneam, se ducea. Oriunde am încercat, peste tot am încercat. Nimic nu funcționa. Și așa a trecut toată seara și toată noaptea, până la ora 3, fără un sfert. M-am uitat la ceas. Și eu nu mai aveam niciun ban. Iar cazinul se închidea la ora 3. Și ceasul era 3 fără un sfert. Și ziceam, acum, cum voi spăla eu rușinea care voi întâmplina-o de dimineață, că trebuia să mă duc să plătesc chiria, cel ce m-a legat, și o plătesc și anumite facturi care... Și nu mai aveam niciun ban. Absolut nimic. Și am înălțat lui Dumnezeu rugăciune atunci în mintea mea. Și am zis așa în mintea mea, în inima mea, în mintea mea. Zic, Doamne, dacă Tu cu adevărat ești Cel ce ești și mă ajut să scap de rușinea asta care pe mine mă face dimineața aceasta, nu știu cum, și să recuperez banii pe care i-am pierdut ca să nu îndur rușinea aceea, atunci eu îți promit că nu o să mai joc niciodată în viața mea, la niciun fel de joc. Nu numai la casino, la ruletă, la nici la loto sau știu eu, tot felul de pariuri care sunt și se pot și există în lumea aceasta. Și atât a fost rugăciunea. M-am dus la un ghișeu, acolo automat, am scos un card care l-aveam. Nici nu știam că mai sunt bani, știam că nu mai am bani, dar prin... E totdeauna o nădejde, rămâne așa o nădejde de jucător, nu îi se pierd toate speranța. Și am băgat cardul acela și am vrut să scot bani și am primit 50 de dolari. Mi-a dat 50 de dolari. Nu vrea să cred. De unde o fi fost. Da. Am scos 50 de dolari din automat. Și m-am dus la o masă acolo de cărți, un joc care se chema Blackjack. Am schimbat banii aceia în jetoane și am pus pe masă 30 de dolari. Am zis să nu-i cumpăr toți odată, ca să mai rămână o speranță, o șansă. Pentru că totdeauna e asta în om, ca să nu cumva să pierd chiar tot. Să rămână o speranță. I-am pus pe masă, s-au și dus. Cum i-am pus, cum i-am pierdut. Mai aveam 20 de dolari. Era un jeton doar așa, țin minte ce acum, așa negru cu dulci și galbene, era cu mine. Ce să caute Dumnezeu, mă gândeam, ce să caute Dumnezeu aici, ne-i... Diavolul e stăpân aici. Ce să caute Dumnezeu, cum ar putea Dumnezeu să marge pe mine? Și am lăsat banii aceia pe masă, acolo în fața mea. I-am pus și m-am ridicat de la masă cu gândul să plec. Pentru că banii nu mai aveam. Ultimii 20 de dolari i-am pus acolo pe masă. Și am întorcit cărțile și culmea că am câștigat. S-au dublat bani. I-am lăsat acolo, nici nu m-am obosit să-i mai ridic 40 de dolari, ce să faci cu. Și iar am dat, și iar am câștigat. Am făcut 80. Și iar am rămas acolo, s-a făcut 160. Și iar am rămas acolo, s-a făcut 320. Când am văzut că deja se înmulțește suma, am scos o parte, toată care a zis că dacă e pierd pe toți, următoarea tură. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, așa a făcut că a spus cropierul, așa se cheamă cel care parte acolo și dă cărțile, deci ultimele 3.000 din seara respectivă. Și m-am plecat acolo în fața mea, erau plin de jetoane și am numărat atunci toate jetoanele care le aveam și aveam 2.200 de dolari. Când am văzut lucrul ăsta, fraților, și ceasul era 3 fără 5, și imediat se închidea cazinoul, am lăudat pe Dumnezeu în inima mea și am spus, într-adevăr, Dumnezeu este stăpân. El face ce vrea, El poate totul și nimic nu este cu neputință la Dumnezeu. Totul este cu putință, slăvit să fie Domnul. Și din seara aceea, Dumnezeu, în bunătatea Lui, a luat din mintea mea dorința aceea de a mai juca.
Deci niciodată n-a mai fost dorința să mai merg în casino de acolo. A mai venit fratele meu la mine. Hai să mergem. Zic, eu mă duc cu tine, dar eu nu joc. Ok, bine, lasă că îți dau eu bani, nu-i problemă. Deci am spus că nu joc. Bine, mă, hai cu mine, hai, nu-mi joc, nu-mi joc. Și apoi a fost cu el. O dată sau de două. Dați, nu venea să cred. Priveam la oameni cât sunt de scrispați, cât sunt de supărați, cât sunt de întunecați, cât de... Așa ziceam. Așa eram și tu. Mie acum venea să râd, eram așa de liniștit, că... Cum poate oamenii ăsta să stea bani acolo, să piardă, că știe că nu câștigă niciodată. Pentru că așa sunt făcute jocurile acestea, care nu poți să pierzi, nu poți să câștigi, numai să pierzi. Deci așa este făcut, e calculat 100.000 ca să nu se câștige, numai să se piardă. Câștigul este 30%, 35%. Pierderea este 75%, 70%. Deci asta este proporția. Și mulțumesc lui Dumnezeu că de atunci m-a scăpat, fraților, de patima aceasta și nu numai de asta. De multe altele care le aveam și pe care nu le pot mărturisi aici. Dar Dumnezeu m-a scăpat de toate. Slăviți să fie El. Amin. Și de atunci am început să vin regulat la biserică. Nu mi-a mai trebuit cazinul din ziua aceea. Nu mi-a mai trebuit jocul. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, s-a îndurat de mine. Nu mă predase Domnului. A fost doar promisiunea că nu o să mai joc. Dar n-am spus și n-am promis Domnului că mă predau și mă voi pocăi. Pocăința a durat după câteva luni, după 4-5 luni, când într-o seară au venit niște un grup de frați de la Detroit. Eram atunci pe Saint Michel. Și așa un har, și așa o bucurie a dat omul în seara aceea. O bucurie de nedescris. Și pentru că se dădea pizza și la sfârșit, fratele meu Vasile, înainte de a începe biserica, a spus, am uitat să aduc farfurile și cărnile și paharele de acele de plastic, de unică folosință de acasă. Și eu îi spun, lasă că mă duc eu să le aduc, nu-i problemă, la ori. Te duci, mă duc, sigur. Și așa a rămas. Să mă duc eu la ori să aduc farfurile și cărnile. În seara aceea a fost un har deosebit. Cei care v-a adus aminte, era grupul de tineri în partea dreaptă a Domnului, care cântau cu acordeoanele. S-a unit cu ei grupul de tineri din biserică și cântau și la un moment dat a început cântarea în limbi. Toți cântau în limbi și slăveau pe Dumnezeu. La avon era fratele Matiaș, un frate din Detroit, care venise atunci la noi. El vă rodise cuvântul lui Dumnezeu și când s-a terminat la ora 8, a început să facă chemare. Ieșiți! Duhul Sfânt îmi spune că sunt suflete care în seara aceasta se vor întoarce la Domnul. Tinerii aceia cântau extraordinar de frumos. Eu stăteam acolo în spate undeva și mă gândeam, mare har. Mare har, ce bucurie extraordinară, dar eu nu am puterea să ies în față să spun și să spun că de azi vreau să slăbesc și să laud pe Dumnezeu și viața mea pe la Lui. N-am putut să fac lucrul acesta, a venit ora 8 și m-am gândit, pentru că am promis fratele meu că mă duc să-i aduc farfurile, trebuie să plec. Și am lăsat biserica în harul acela, așa în picioare, tinerii lăudau și să veau pe Dumnezeu în limbi. Fratele Marștiaș făcea chemarea și spunea, țin prin Duhul Sfânt, că mai sunt suflete care au nevoie de pocăință. Eu am ieșit pe ușă în timpul acela. M-am dus acasă, unde stătea fratele meu. Am adus paharele și farfurile acelea de plastic. Drumul acesta a durat cam în jur de 25 de minute. Și am intrat în biserică. Pe drum, vreau să spun, mă certam cu Dumnezeu și spuneam, Doamne,
De ce nu pot acum și nu am puterea asta să ies acolo în față, să mă predau Domnului și să spun că de astăzi vreau să fiu al tău? Dar acum, când este așa o mare har, așa o binecuvântare, că tu ți-ai revărsat bunătatea peste întreaga biserică, mă certam cu Dumnezeu. Și când m-am întors și am intrat în biserică, fraților, după cum am spus, drumul până acasă și întors s-a durat cam 20 de zile. Aceea stare am găsit în biserică. Tinerii cântau, aici în partea dreaptă, cu acordeoanele, cu chitările, cu gura, îl slăveau pe Dumnezeu și cântau în limbi. Fratele Matiaș de la Avon făcea cinci chemare și striga: simt prin Duhul Sfânt că mai sunt suflete care se vor întoarce. Am stat și m-am uitat și am zis: s-a oprit timpul în loc. Doamne, Tu ai oprit timpul în loc pentru mine, în starea asta, cum am intrat acum, am ieșit acum o jumătate de oră. Zic, n-are cum să fie la fel totul. Să nu se fi terminat. Tu ai oprit timpul în loc pentru mine. Eu așa am luat atunci că Dumnezeu a oprit timpul în loc pentru mine. Ca eu, ca să-mi dea mie posibilitatea să ies în față și să îmi predau viața în mâna Domnului Iisus. Și lucrul acesta m-a determinat să ies acolo în față. Mai erau atunci, mai ieșisem pe doi frați, doi băieți. Eu am fost al treilea. Și atunci a izbunit biserica în laudă. În a-L glorifica pe Dumnezeu pentru că m-au cunoscut. Am umblat 3 ani de zile cu ei, la adunare. Dar atunci Dumnezeu a revărsat o așa binecuvântare, că toată biserica a izbunit în plâns și ne-a lăudat pe Dumnezeu, slăvit să fie El. Mă opresc aici, frate și soră. Dumnezeu, în bunătatea Lui, se îndură de fiecare. Numai să fim sinceri cu El și să dorim și să vrem să ne predăm viața în mâna Lui. Amin. Amin.